Ripezia pleacă de la Pitești cu două bijuterii. Să vedem și cu câte puncte va pleca. Cert este că Ripezia scrie două goluri de generic. Prea moale mi s-a părut aici apărarea piteștenilor. Iată, Panait lăsat în spate, iese târziu în fața lui, apoi și Turda. De două ori păcălit Panait. Ce acțiune individuală și ce gol reușește Zalewski. Spunea la începutul meciului că Ripezia nu vrea să promoveze anul ăsta. Dacă pleacă